Un tânăr de 21 de ani din comuna Peștișani a ajuns în arestul poliției după ce a încercat să se împace cu fosta iubită într-un mod extrem. Acesta a șantajat-o și a hărțuit-o pe femeia care îl părăsise. Oamenii legii l-au chemat la audier și l-au reținut pentru 24 de ore. Polițiștii din Tismana au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj, un tânăr de 21 de ani din comuna Peștișani, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de hărțuire și șantaj. Acesta și-ar fi hăr... Hărțuit și șantajat fosta iubită pentru a se împăca cu el. În cauză polițiștii continuă cercetările, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și luarea măsurilor legale. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc fapta și luarea măsurilor legale.